Atenție, cade gheață și nu de oriunde, ci din cer. O bucată de peste 400 de grame de gheață a făcut pagube într-o localitate din județul Iași. Bucata a căzut din aer și în prezent este ținută la congelator pentru ca fizicienii să o poată analiza. Un cercetător din Iași susține că fenomenul este unic în România, iar un incident similar s-a înregistrat în America în anul 2010. Wow! Uite, deci era lipis un kilogram, numai bucăți au rămas pe solar. S-a lovit o parte de o parte de haragul ăla pe margine. Da, s-a reflectat deci de acolo și eu o intrat puțin în jos. Deci eu am avut înclinație în ordine acolo sus. Are are 20 cm, cam așa. Bucata de gheață a căzut marți după amiază pe acoperișul unui solar amenajat în localitatea Târgu Frumos din județul Iași. Bărbatul povestește că a auzit o bubuitură puternică, iar la impactul cu solul, gheața s-a spart în zeci de bucățele mai mici. În prezent, bucata de gheață cântărește 425 de grame și are un diametru de 10 cm. Este ținută la congelator și analizată de fizicianul Silviu Gurlui, cercetător al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Aceasta este un fragment din bucata de gheață care a căzut la Târgu Frumos, pe sol. E o bucată mai mică. Noi estimăm că a fost o bucată mai mare, de măcar un kilogram. Aceasta are 400 de grame și urmează să fie analizată din punct de vedere fizico-chimic, să decelăm care sunt fenomenele care au cauzat formarea și mai departe căderea și tot ce a urmat în acest proces. Cercetătorul ieșean nu exclude ca bucata de gheață albastră să fie produsul unui fenomen meteorologic sau căzută de pe aripa unui avion. Însă ultima variantă pare mai puțin plauzibilă pentru că pe cer la acea oră nu a trecut niciun avion. Un corp neobișnuit nu exclud cauze naturale, dar și cauze antropice. A fost mult mai mare, peste 20-30 cm în diametru. A avut o violență foarte mare, clar a avut o viteză foarte mare, masa a fost foarte mare, pentru că a reușit să străpungă un plafon de o duritate foarte, foarte mare. Persoana respectivă din locuință nu a sesizat niciun avion în acea perioadă cât s-a întâmplat fenomenul respectiv. Fizicianul spune că un fenomen asemănător a avut loc în Statele Unite ale Americii în urmă cu 9 ani. Măcar astfel de fenomene au fost ele întâlnite prin 2010, să spunem, bucăți de gheață de dimensiuni comparabile în Statele Unite ale Americii, de 500 de grame și la fel de vreo 20 cm în diametru. Un fenomen natural a fost atunci. Este prima dată când am înregistrat așa ceva și recunosc că am fost uimit spre speriat, pentru că nu am văzut așa ceva niciodată și este de departe, măcar din punct de vedere științific, ceva extraordinar. Eu nu cunosc să fi fost în România astfel de fenomene întâmplate. Piloții din Iași susțin că este imposibil ca gheața să se fi desprins de pe aripile unei aeronave pentru că temperaturile exterioare nu sunt atât de scăzute încât să se formeze stratul de gheață. Primele concluzii despre fenomenul produs și compoziția fizică și chimică a bucății de gheață vor apărea în cel mult o săptămână, spune fizicianul de la Universitatea Cuza din Iași.